Na dneață, domn primar. Ne-am gândit că vreți să fugiți undeva. Eca, de mașină, bravo. Că pe unde mergem? Partea ce? Da, da. Noi suntem în direct deja. Deci am venit niște activiști civici pe Leonău, știți, doamna? Și scotem la capt. Unde-i milionul? Unde-s apartamentele nedeclarate a primarului în Chișinău? Noi tare mult informații avem deja la mână. De ce 7.000 de lei strânge de la piață pe an arenda? De ce numai 7.000? Unde-ți duc banii? Și multe altele, acuși o să mai întrebăm. Primarul, fiți alături cu noi, distribuiți, fiindcă eu sunt blocat pe 48 de ori și... Da. Da, eu însu vorbă și întrebă. Da? Tot normal. Și aici? Am ușa să te lasă să văd, că i-am dus să în fața primăriei, că poți să iasă. Dar cum din ușa a cumpărat mașină mai bună? Ori n-o dovedit. De atâta spune că încă un an trebuie. Da. Ia să mai vedem ce înunțuri au, ce... sau toate vechi. Și. Mai scurt până ne organizăm, dar nu vreau să întrerup. Deci suntem în satul Șuri. Haideți să vă fac o poză, poate la Șuri. Doamna Galina, da, cu soțiunea. Ceva? A, el îmi spune, te rog. Eu doresc în fața camerei, ca să mai așa, așa la vină cu așteptă. Spune, Galina, te rog, unde ați fost ieri? La Orhiei. La Orhiei, dar n-avem nimic cu noi, cu Șor. Și așa v-ați dus cu soțul, pur și simplu, la deschidere, da? Ca de 20... de 14. Da, haideți să intrăm. Aici am încolo, nici nu fac, care e bună ziua. Consiliu comunal. Da. Că n-am dus aproape afară, mai în fața primăriei. Da, discutăm și aici. Da, dumneavoastră, ce, n-aveți cabinet? Nu, spuneți care-i situația. Noi am vrut în cabinet oficial, lumea, în general, să poți să întâlnești cu o cafea, oriceva mai să... Dar noi nu de cafea, pur și simplu... Pur și simplu nu vrem pe care doare să... Ori aveți ceva de ascuns? N-am ce ascunde. Mai ales față de mata. Desigur. A, intrați. Și parcă nu cutizați. A primărie încă e anul nou. Să dau eu o leacă. Lumina mai tare. Așa vieți. Vreau să ne lămurez, domnul primar. Da. Deși ne-ați luat pământul. Eu m-am luat pământ la mine, în grăză. Stați să aduc semnătură și vă arăt pe act cum a semnat. Ne-ați luat pământul. Pentru deși ne-ați luat pământul? Eu pământ n-am luat la mine. Și tu, dacă nu ești de acord, te adresezi în sală. Domn primar. Da. El lăsați-mi pe mine. O secundă. O hotărâre din 2001. Trebuie să-i dați că aici poate da instanța de judecată.
Nu, noi nu avem și dar nici o hotărâre, are documentele s-a adresat din instanță. Eu am documentele, ascultați, eu un document care a făcut o fiică de asta când am solicitat eu, la care eu refuzat n-am pus semnătura nici mele și nici domnul primar. N-au dreptul să nu pui asta în calculeșe. Domn primar, noi am venit cu pace, în primul rând, nu străgăm oriceva. Nouă seară știți trei foi despre dumneavoastră, la ora 1 de noapte, ne-o transmis. Aș vrea multe, așa numai să vă spun un punct numai. Da. Unde sunt apartamentele de la Chișinău declarate, care sunt? Noi păi ne ducem chiar la Chișinău, știm și adresa și unde. Și o să le arătăm. Noi dorim una. Nu, îmi vine a râde, fiindcă eu am trei apartamente, este ea e... Nu zis nimeni trei, unde sunt apartamentele? Nu, unde sunt apartamente, în primul rând este da. Registrul bunurilor imobili și ele sunt înregistrate. Știți, ridicați, faceți interpelare și ați vedeți. Da, da, da. Tot de la nevoastră am înțeles așa că am și la Iași apartament și îmi construiesc pe malul mării. Cine a zis de Iași? Păi eu fost scris în campanie electorală. Ah. Așa, am un reclamament. Corect. Am eu vreau să spun așa. Asta eu defaimare și eu ați vă ofer așa posibilitatea să mai mergeți astea și pentru asta deja eu am să atac în judecată. Noi să ne bucurăm, noi la judecată ne ducem ca la comatrie, cum s-ar zice. Fiindcă eu nu am așa apartamente și nu pot să iei și la București, și la Iași, cu malul mării, asta a fost bani. De ce se ocupă de dumneavoastră SIS-ul? SIS-ul nu se ocupă cu mine. Cum nu se ocupă? Poți să-ți spun, și ți-e avocatul? Cine? Spui și ți-e avocatul. Dar știu că avocat dintr-o că te-am salat la Bălț. Dar ce e SIS-ul? Ce am eu cu SIS-ul? SIS-ul știți cu ce se ocupă? Da, deși știu. Dar știu, Unde e apa de-a satul? Apa, sigur. Când așa e? Că este amu anunț, să anunț satul european 2 și am depunem proiectul și am dat aspectul. Dar banii au fost dat. Au fost consilierii votat toți de și apă, măi. Dar lumea cu bidoane de 5 litri apă în spate. Deci, banii pe contul primăriei. Știți când o să fie apă în jur? Când? Când a să zboare Porsche. Gata, că ai început lucrările și trage guvernul, le finalizează. Dar la jur nici nu a început și nu o să vedeți. Domn primar, de ce să ie 7.000 de lei numai pentru arenda pieței? 7.000 de lei pe an. Care piață? Piața la dumneavoastră. Să ia arenda piață? Da. De la cine? Sunteți informat greșit, piața da. Nu-i dată în arenda. Nu-i dată în arenda? O să verificăm înseamnă care ne-au dat datele. Da. Verificați, păreri de rău, aveți multe date, dar nu păreri. Dar i-am ascultat, noi am venit cu bine, mă, dumneavoastră, nu cu rău. Păi, dar eu nu cu bine vă răspund. Bine e din sat. Da. Dacă ieși hotărâre de la cadastru, dumneavoastră trebuie să mergeți... Nu pricina că noi scăliți, da. Deși omul să aibă canalizație la dânsa în grădină, că eu nu permit la așa ceva. Noi asta vrem și cum spune... Dar da, poți să mergi la fața locului. Dar biom să... Auziți, domn primar. Nu chiar un metru. Eu înțeles că acolo este ca atât și nu canalizare, când a fost în ultima dată. Mi-am ascult, hai, haideți cu noi, acum. La fața locului, mi-a dat ești capsatul, mi-a dat trebuie să iei hotărârii pe tine. Mai ales că azi e zi de primire, joia, am înțeles. Nu cum la și oamenii mi-a dat eu votat, oamenii au avut încredere că ești ca cu sapul, deci să faci mi-a dat, nu-și răspunde de toți oamenii, deci să faci aici. Spați să mergeți la fața locului, dar e oficial, cine are la bătăi, bătăiu când o cumpărator i-a făcut, e oficial, el n-are dreptul jumătate de metru un pas, să intre nimeni la mine, acela e propria mea. N-are dreptul nimeni. Și care-i propriu? Și eu pot să mă duc să... Eu n-am sigur, spus... dacă i-are documente, fac dau chente dumneavoastră aici și chente vecină. Ești voi să văd și ala a fost de bunica, am văzut de mama. Ia n-au zis, domn primar. Nu fac măsurări, nu am, adică acum au fost au fost firmă care are licență să faci măsurări, adică al dreptul. Dar Vadim Văscăuțan și? Eu nu știu cine a fost și nu a fost. Vadim Văscăuțan! Ați văzut cu domnul specialist în domeniul cadastral. Eu am poză când am
Haideți întâi cu pace. De ce la noi se numește? Facem din scandal o primăvară. Domn primar, ia uitați-vă la mine, nu le ascultați pe dânsele. Acolo doar cadastru, tot e făcut. Ce vă costă semnați asta? Știți, e foaie verde, cum spune, ori puneți ori... Bine, eu v-am înțeles. Prin asta vă arătați că ori sunteți cumpărat de cineva, ori ceva e la mijloc aici. Eu nu deci... cumpărat din nimeni, că și o persoană, cetățeanul satul ușor și alta tot e o persoană. Noi vedem semnătură și am lăsat satul cu tătul. Persoana... Din contră am să vă laud mai departe. Dacă și... persoana, eu așa am spus data trecut, spun amul, dacă doamna consideră că au fost comis careva ilegalități, are tot drept să adreseze instanță, instanța se va pronunța și va pedepsi. Nu, dar știți că lumea n-are bani, mă. De ce să duc să dei vă 5.000 ori 20 cel puțin? Deși ai trebuit să ajungi la judecat, când i-a dat poți hotărești pe jurul. Dar nu pot eu să hotărești. Mă scuzați, nu pot eu să hotărești. Eu am și o întrebare. Dar la mine, fac și la pe zanul zării, eu am documente care sunt de mașină, să arătoam, da. Când am zis de vânzare, cumpărare, care am cumpărat 10 soți și 82, în care, când am adus pe Ion Stână, am fost la mata și care e problema. Și poți fac eu. Eu să aduc? Nu, dar și pot să fac eu. Matale, și să mă aduc eu să-i spun lui Gheorghe să... Deși mai avem registrarea... Instanța, încă o dată vă spun, instanța se pronunță, să fie hotărâri definitivă, fie să fie demolare, fie să fie și atunci a să fie executorul și a să fac toată procedura. Eu nu am proiect nici, eu am proiect nici, eu am proiect nici, eu dar eu plătesc în betan, plătesc în lucru. Și ne va spune o seară. Și ne va spune o mătine. Aici îți face... Adunare consiliu. Cine? Aici îți face adunare consiliu, care e o mătălire. Ia ca așa și alegerile. Și anul nou și Europa cu Moldova. Și este sportiv, tătă-i la un loc mai scurt. Bună ziua! La Murieștea, da. Și domnul Vasile, o mutare. Da. Și eu nu înțeleg, zic că el o cumpărat acolo. Nu, nu! Are hat că el o cumpărat și care ia și la Murieștea. 45 de mie pătrată, nu se lungă. Dar eu îmi plătesc că de tană, nu loc. Ia că îți spune iar erori. Da. Nu o să ne dați document la eror. Nu-i spun erori. Are document la mână. Eu mi-am luat documentele, nu e. Să duci cu vecinul. Își ia inginer Simăsari, noi nu are. Dar eu m-am dus. Și cătuit are stanții la Jumzăreniați, după cum am luat. Deși nu vrea Ioan Stân, sunt drenic, peșatea realitatea. Dar și-am eu cu Ioan Stân. Cum? Dar cum e drenic lui atunci, când drenic? Dar sunt sumedie. Cum sunt de negru, mă duc să le aduc de mașină. Dar și ce faci? Ia n-auziți dumneavoastră, de multe ori v-ați întâlnit cu așa iată situații, când dumneavoastră... Mai e o întrebare, nu? Domnul primar, ascultați-mă atent. Toate satele din Republica Moldova, din Drochea, la toți sunt titluri teren și măsurări. Și nu sunt și doamne, deși în sat jur nu este. Titlul teren și măsurările ca oamenii să nu ajungă pe instanță. Dar și omul n-ar fi tu? N-ar fi tu. Cum n-ar fi tu? Și n-ar fi tu. Eu ca domnul Vasile. Și care e putința față de mine, concret? Dar la cine putința să fie? Nu. Tu, dacă ești la tine, eu știu un primar. Numai nu striga, uite, eu înțeleg că poți striga, mai calm, oleac. Și mai n-ajută nici strigi. Și la urmă, după aceea, șelmează, când spui că... Așa că am strigat bine, frumos, da? Nu. Așa că la udai. Da. Nu, ai zis, așa că bine am strigat și astea. Au fost bine. Apoi că îți spun așa. Eu, când am preluat funcția de primar, măsurările masive... Să fie inima tare pământul, cu care cum ai strâși de gâtă și aia. Dar nu mă lăs. Cine, nu mă lăs. Cine ca cine, dar tu aș ia pământ ai. Aș ia ai. Ne ducem și filmăm teta mușul, ne ții și pământ. Cine are pământ? Teta în jur, acolo, și dincolo era... Și dincolo, dar plăluați-l pe lucrurile. Dar ce-l prelucrează? Eu îl prelucrează? Dar cine îl prelucrează? Unde am fost eu, mă, așa, nu contează. Măi, omii, cum ne-ți oviește de tăt? Nu, nu ne-am dat. Vă mă, când asta nu e eu, pământul e primărie. Nici trebuie pământ. Așa. Maica, Doamne. Nu,
serios. Ați avut așa cazuri unde dumneavoastră ați semnat și primarul nu a semnat? Chiar am văzut ești răcie în eu și nu e citat și nu e legat. Nu așa ca la doamna Veronica. Dar pe doamna Veronica și nu e semnat. A, pe la, de la coadastru e semnat? E semnat? Da. Când o să independent, când am să citat eu actul eu, potrivit și nevoit fiind după primar, după ele, se găsesc unde găsesc. Nu e întrebare mie, mă ta cu vicii. Primărie și tu trimăți mă tale acasă, așa e erată. Care sunt avocat și tu trimăți primărie mă tale acasă. Date personale, nu? Date personale sunt și de Austina. Ia că eu îți arăt, mă, și aia. Și arătăt și este. Știi cât vide este din capul mătale cu primărie și aici ai titlul. Nu, spun eu, George Gâncu. Eu vreau să spun una. Care am cumpărat eu. Lasă, Bi, eu vreau să mai spun eu un caz. Este Iată așa cât popor e dezamăgit, toți primăriile iau pământurile și le scriu pe primărie. Care a făcut Ion? Ion. Și eu spun că am aici 10-37, dar pe documente de vânzare cumpărare, eu am 10 soți și 82. Și primăria îi scrie, da. Lui, unde s-a restul? Scrie că a fost la fața locului și a făcut hotară. Da. Știm ce și de. Ea că aici a putață. Iar e eroare. Iar e eroare la șuri. Eu ți-am reuși unii ești năcăzuit tu 450 de lei. Și atât de trebuit mie, și tu știi. Da. Da. Am înțeles răspunsul. Da. Ia că la... Ia că la cererea mea. Ia că cererea mea. Dați la cei la unde o plătit amintă. Ia că la da. A, primarie și-o va aduși acum, știți? Cu mari plăceri, prin ei, că... Unii actul. Eu s-a făcut titlul, omule. Da. S-a făcut firma titlul. Da. Nu, act cu plătit amendă. Ia că mă să găsim. Și dacă am plătit amendă. A, p-ați încălcat înseamnă că... Eu am fost pedepsită, dacă am încălcat... A, pie că vedeți, tot e eroare. Eu vreau să spun că casa scris, am avut chiar, nu vreau să spun, casa în genere scris pe alt persoană. Și am luat Domn primar, ce trebuie să facă Veronica ca totuși să primească semnătura asta? Să vie cu 1000 de euro sau altceva? La accentul este pentru toți telespectatorii canalului domnului Borodache. La primăria Șuri nu s-a luat, nu se ia și nu se va lua mită niciodată. Nu trebuie să spune. O 1.500.000 unde s-a atunci? Eu vorbesc. Eu am zis, te rog frumos. Nu, te rog frumos, vorbești când vorbesc el. Eu nu vreau să iei în stâni, dar să fiți oașa de lume. Nu se iei mită. Să duc sărăt. Personal, nii? Nii personal? Nu. Nu, dacă nu și eu. Nu, primăria Șuri sunt mulți, Veronica. Da, și că nu știi mult. Nu, este el. Veronica. Dar nu-ți fac tipul
la primărieșuri? Nu, nu e de vorba, nu, vă spun așa. Nu, e de vorba de mine, am un subtentuat de mine. Dacă tu ai voi informații că... Că la mine a venit persoana și mi-a dat 100 de euro, 1000 de euro, ca eu să-i soluționez lui o problemă, poftim spune. Ei bine, nu a dat. Nu a dat. Dar eu nu pot să răspund de cineva. Și face. Dar cum se fac titlurile primăriașului? Rog frumos o întrebare. Cum se fac titlurile? Cum? Titlurile sunt făcut, nu se fac titluri. Primăriașul titluri nu face. 250 de lei, cred că așa undeva e. Nu, primăria nu face. Nu, titlurile se fac la drochea, la firme, la astea, numai nu primăria și-o dronică faci. Uite, nu pot, domnul Valentin, pentru că n-am ajuns să când proces și ala și nu-mi dă voie. Când ajung la proces și ala, tentul să fie cum trebuie. Domn primar, vă mai pun încă o dată întrebare. Ce trebuiești ca să primească doamna Veronica Iscălitor? Eu spun, dacă doamna nu e de acord, cum s-o proceda, nu rămân decât să adreseze în instanță. Nu, dar pentru ce este grafa aceea, acolo... Și... Mă ia treaba, e de acord. Domnul primar, dar tractorul ăsta care îmi pare lumești, prin sat, cu rănierul, plumnijie, lumnijie, banii să duc eu, mi le scădem. Nu a fost așa. Ei, iar a avut. Noi când o să mergem, tot, amon, nu-i de voi, eu să postez să-ți trebu. O nins, nu nins, au fost ieri că nu nins. Dar banii se duce, eu știți cum, domnul Valentin, așa ca pe... Este regretabil că... Am ultima întrebare. Spuneți în istorie cu milionul ăsta, care spune 1.500.000, ce-i cu dânsul? Stă în aer, sau... Documente, tot. Nu n-am postat așa de pe... Ați avut noroc, ați avut că am postat târziu. Informația târziu trimis-o, dar s-a fost o leacă 2 săptămâni mai înainte, o să fie și ceva. Toată lumea vine acasă, tremură așa, 16 soci, oameni buni, la 3 copii i-au luat, care șat din Franța și n-au și mâncat, și când s-au adresat așa și vrănică, mi le-au luat din ochi primăriei și ochi, din ochi le-au luat. Nu așa ca la omul ăsta acum, 45 de metri. 45 metri pătrați. Eu am înțeles. Eu vă sugerez o idee. Vă duci cu omul ăsta și filmați la fața locului, județ care e situația, așa vă spune ce și eu luat. Acolo, în genere, e mai complicat. Noi să verificăm, fiindcă foarte multe plânge. Nu e în birou, dar poftim, luați fiecare plânge în parte și verificați, nu nicio problemă. O să întrebăm și satul așa ca... Eu vă spun că n-am venit cu rău, am venit cu bine, cât e o semnătură, mai ales că grafaul ce-i puteți să nu fie. Când nu sunteți la curent cu tăti este ea. Și dacă semnați, trebuie să studiați foarte acolo, tot la fiecare. De ce și n-aveți timp pentru asta? Și studiez. Dacă puneți semnătura acolo, da. De exemplu, teritoria asta, da. Trebuie să o studiați până semna acolo. Da. Acolo s-au deplasat la fața locului, au fost și comisii, au fost și polițiști, au fost ei, au avut care au avut, adică acolo nu e așa că prima dată s-au dus și astea ai. Acolo tot situația și vă duci la fața locului, vă documentați, vedeți, nu e nicio problemă. Eu m-am fiu pedepsit dacă am făcut, am comis careva ilegalități. Legitim, care e la catastru, documentul. Ești cadastru, da, să faci... Pentru și noi plătim atâta bani la cadastru, să facem mergem în tătata. Firmele fac... Înseamnă că mergem pe cadastru, nu mergem că un consilier Rașă, ori domnul primar Rașă, ori domnul executar așa, ori că trăiești bine, că e cu nat, ori ni neam, ori e cu mătru... Domnul primar nu poate să ne arăt. Persoana ta. Că vrea sau nu vrea. E ca mă tine cu unul ăștia care poate de fratele chemați nele și rezolvă problema. O să aflăm până la urmă. De ce era... O dată de urmă nu o să facă. Doar de fiecare document care vine din cadastru, prin ședintele și secretarea trebuie să puie ștapul să-i scălească. Dacă ne-a dat multe scălești, ne-am gata ceva, nu-i contralegi. Da, sunt suspiciuni că ceva e la mijloc. Ascultați-mă atent. Și am solicitat eu, o fișcă de asta. S-au prezentat la fața. Au fost și consilierii toți, tot. Și domnul primar, evidențiezul, un cuvânt n-a zis și-a văzut acolo făcut la mine. Un cuvânt n-a zis, un cuvânt de-a putut. O văzut fiind la trai mare. Atunci am spus așa, sunteți vecini și nu frumos. Ia așa cuvânt, așa cuvânt. Așa am spus. Dar doamna e fiind la ziua și cuvânt. Nu, trebuie să spun și bătieți, vă sunt sotestul de zile când are cuvânt. Nu, dar o trebuie așa și cuvânt. Dar da, cum e cuvânt? Ia stai, dacă vine două fici cadastrale, să o țam, e ce-o arătat, avem poză, nu e
semnat. Eu n-am fost când a fost Băscaul. Nu, atunci nu s-a făcut. Deci nu s-a semnat acela cu mic domnul din cadastru. După cât pe mine m-a informat, ia ca, eu vă spun, ia ca... Să zici mi-a că aici e sarau la domnul da, 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 da. Și s-o suit și merge hatul și așa. E normal să meargă hatul. Oameni, dar știi de ce să-ți spun? Costic s-o dus la om acasă și-o spus, uite bine, ascultă-mă. Saraiul la momentul efectuărilor, lucrărilor masierii, el era deja existent. Nu, ca s-a făcut, s-a fost măsurările masivi, s-a fost teren liber. Domnul primar, acum nu s-a construit. Dar cum se poate de demonstrat că e construcție existentă de prin anii 70-60? O, nu! Asta, dar cum trăiem ca să vedi și ales dacă fă de 70? Eu sunt de 73, ia uitați! Domn primar, de ce nu eliberați doamna asta de la cadastru? Dacă e atâtea erori, face eliberată și gata. Dacă la 90, bunei noștri, fășeu hatul de și construieu pe hat. Și așa n-are dreptul să le strâșe și nu, a pia catamane și e cazul nu, eu am ascultă-mă, că eu am oameni. Nu construcții după 90 încoace, după așa eu mă lăsă năsură. După 90, eu sunt 96 luat și eu trăiem acolo cancer. Eu știu omul care plătit, eu chem a poliție atunci. Faci expertiza, când o cumpărat și o luat el de la persoana și e tot fixa că noi am avut am întrunire la Brochea săptămâna trecută și merg în unele sate unde de ghe merg am în măsurările masive și o preîntâmpinat Ciob este la Brochea specialist în domeniul funciar și a spus luat seama și semnat ei șerde în Chișinău în cabinet și fac firmele și pe urma să aveți probleme el să iei bani fix așa e la șur. Fix așa e la șur. Eu vreau să spun așa. De ce la mine când am cumpărat hatul grec, pe urmă, la dezvăghiori, gând mi-a făcut zigzag. De la Valea mi-a întrebat Padre Sagini. Padre Sagini, așa mai cumpărat. De ce o țineți pe doamna asta dacă e atâta face erori? Doamna, dați vă rudă, vă ce? Nu-i rudă, nu-i nimic, că doamna a fost... Dar e bun lucrător, sau... Nu, e nu-i rudă, e persoană, pur și simplu, de ieșa din... Cam toate că la pasă aici în primărie, evidenție, de afară de doamna, decina mea nu e... Și mai este un, dar este cam tăti memorie, tăti de la pasă, tăti cam tăti la primărie. Nu facem politic, n-are nimic pasul, doamnele au fost angajate... Bine, ați menționat, sarai a făcut în 70, a spus așa? Nu contează, eu, da, Veronica... În fața camerei, nu contează, dacă și m-am greșit... Eu sunt 73, mă, că sunt tăti 96, și sarai, eu trăiem cu un cas cu joara. Auzi, cu certitudine, îți spun că nu-i construie după ce-o făcut. Ascultați-mă, am oameni care au spus-o la un dat, gata l-am făcut pe sarai. Tata era bolnavă, tu că eram... Eu am... Saraiul asta este, îți face expertiza și demonstrează că nu poți construie. Era ca să fac numai... Am fost o trasă de o și a să vadă, e construit în 90 sau dacă măsurările masive au avut loc în 92. Eu sunt construit în 96, casa mea e făcută în 97. Eu trăim cu soțul în casă când Costică o venit și o să dă-i voi să dă-o boligar. Ca de la voi, că avem voi. Tata nu era, tata era în bolniță, tata a fost pe bolniță. Și ei, atunci, eu nu aveam document, eu s-am avut documentul, am chemat poliția și nu le-au dat, așa și este, noi avem poza filmată, cum o zic, până aici puteți. Și ei, până de unul scos, au pus saraiul pe hat. A, din cosmos, cum spune, de este sus se vede că merge peste sarai. Este, la oamenii tot, pur da, da. Primăria au mușuit da, treaba aici. Dar a făcut saraiul pe da. Hat după 90, este 10 pe istrâne sarai. Cotitura ce e de un metru acolo la colț, e pus drept. Da, uite, eu... Când ați venit și ați înschit acolo saraiul, eu atunci am stat în față. Iată, pe care este călitura pe documente și legea ei hotărâie. Dacă iată nu ești legat persoana în cauză, iată unde este călitura. Iată, de ca primar, trebuie să-i pui călitura, este... Dar dacă poți spui, poți să pui, dacă nu am nevoie nimic. Dar dacă după 90 are drept să-i pierde saraiul, Oferim și trebuie ca sunteți lucrători publici în primărie să vorbiți frumos și să spuneți ce e acolo. Nu trebuie să veniți. Cum a vorbit tu? Ludmila Steopa. Și eu vorbim. E fiertul de om în sat. Și eu spus că și. Dar ați văzut cum vrei frumos? Nu, na, nu știu, eu nu sunt la curent. Mm. Când a fost ea? A fost, spune ea. Cum a vrei tine și cum a vrei doamna Steopa? Nu și... Dar eu când am fost... Dar de ce n-ați vorbit cu
greșesc, ia stați, greșesc tu. Și mai rău am greșit ca, ca doamna Ligmila când am fost atunci. Nici nu, nimeni, nici nu n-am zis nimic. Ia să tu legă. Dar de și cum ați cum s-ar zice Maria Olar, adăhați сегодня. Veronica. Dar erați de față amândoi și ne era, eu nu țin minte, că erați și o parte și alta. Și când eu am spus, dacă o trebuie de înțeles, omenești și trebuie de... A, de ce nu v-ați spus, spun oamenii mult, la voi și... Domn primar, da. De ce așa mulți plângeri? Totuși, iată să mergem prin sat, toată lumea să plânge. Femeii cei ce au dat la intrare, numai m-am salutat, e deci că n-am știut că Borodache aici nu l-am cunoscut, dar am vrut să-i spun și eu tot asta cu pământul. Poftim, las, spui, eu nu știu, cu pământul... Nu se poate atâtea erori, hai cu... Dar la strângă care e problema? Nu, dar la strângă contra mie care e problema? Nu, care eu, eu v-am întâlnit. Eu pot să mă tem atunci când eu sunt în cap. Nu, dar dacă sunt în cap. Dar dacă cum ar fi? Dar dacă sunt în cap. Ei, bă. Dar dacă te salu, cum ar de la dar și asta mă suspendează din funcție. Ei, dar nu știu ce acolo. Dar la mine, la mine un document, un act. Un act, un tot primărie. Îți faci aducare în consiliu, să ieși consiliu. Și după acela, semnați să găsesc de instanță. Care să-mi ia primărie, inginerul cadastral, găsesc de instanță. Cum o să-și fac eu, de ce n-a semnat? La cine? Eu, când am adus actul, când am fost oficiu cadastral, domnul Vat, eu nu știu ce vezi nevoie, nu am stână. Vă spun, sunteți așa cu dânsul. Eu nu am nimic stână. A, nu, dumneavoastră, sunt lucrătorul primăriei. Nu am nimic, absolut. Care ești adresat aici? Alo, Iguraș. Alo, 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 Ion. Dar și nu mai sunt lucrător de oficiu cadastral? A? Persoana e în drept să duc la cine vrei. A, pe-așa, nu s-a așa, dacă nu mă duc cu domnul Octavian, și nu am eu stână. Și când a venit cu actul meu și am pus semnat, o fost avocatul meu în primărie. Și ați făcut din tânăr. Și Octavian așa l-a înregistrat, cred că te-i fost, că m-a ajutat la primăria asta și el. El știe el. Și l-a înregistrat. Și Veronica, nu a vrut semnetă, nici mine, nici el. O că zic, eu n-am să mă adresez cu actul ce am înregistrat. Eu nu pot să mă adresez cu actul în seanță. Dacă nu la primărie să... Și să stai de mușuia, aici. Să facă regulă dreptă, apă... Domn primar. Eu când am adus și măsurat de la droga de la strada Ion Stânică, domn primar a fost și nu ele au fost pe fața locului. Nu ele au temat în de bar și nu știu ce. Dar când am măsurat, eu arătat la vecinul și ala. Ia de ea că unui trebuie și cu tărașul ăla din Talaha. Am unii ele nu și-au grăit și s-au mântuit tătăția. Nu mi-a făcut act, o trebuie să zic un act, într-adevăr. Și tot e, hotărăști din stanță, hotărăști matăuri, e din stanță, hotărăști. Și nu faci, ce faci cu tăieți-vă, că mă dați și om de om. Actul, domnul, act de constatare, trebuie să facă Ion Stână și nu a fost și nu e primărie. Eu m-am adresat de câte ori, plângeri, că se vine ca specialist, el dacă a fost... M-a dat și mie, spus, eu când m-am noi cuțenit... La pe tăcerea trebuie să dați răspuns. Dacă el vine și astea, nu vreau răspuns. Dacă vine, el trebuie să facă act de constatare. Are nu vreau să dați răspuns. Dacă îi plătiți... Eu am și aici nu și-o măsurat spune, că nu vreau să-mi dea inimii la mână și... Asta nu cumpra el, cumpra el, cumpra el, cumpra el. Eu îmi scot din alt, eu îmi scot din alt computer. Haideți așa că până de sară o să... Da. Eu cum a... Eu am unică, ultima întrebare. Domn primar, cum vă gândiți că... Cum vă gândiți că cuvinte se referă la și un primar care spune râde bine care râde la urmă? Nu vă gândiți că ați greșit la asta? Păi sunt unică, vedeți cum lumea... Ați spus. Domnul Valentin, lumea mai este piață și da, în casă da. O să ne ducem în piață. Ni pare că poți... Dar ni pare că poți cu mătru, ați vrut să ne dați fi în capă. Dacă nu-i foarte, aici puteți să mergeți până la mine. Ce părere aveți despre doamna asta de la cadastru? Doamna, dacă cine face toate machinațele aici? Nele, precum. Nele. Eu nu știu, nu s-a acasă permanent. Poate îi impune pe primar și primarul de trebuie să... Cine îi impune dacă... Nu, nu e primar că venim, eu zici că du-te la Nele. Măi, cine primar în primărie șut? Am avut așa cazuri că nu conduce primarul, dar conduce secretara. Asta în Lopatnic. Am fost la... Ia că domnul primar să mă ierte. S-a făcut. Noi e bine tare. Multe nu a ajuns clipa și moment. Eu nu știu care și cum e implicat, dacă sunt implicat
foarte multe persoane aici și eu am înțeles că eu am fost și eu am așa teren. Primăria ne-a dat document numai după ce am scris 4 scrisori la multe instanții și am primit că da, într-adevăr este încălcare de teren, dar mai departe lămuriți-vă singuri. Și am fost și aici v-ați spus iar că erori? Nu era aici. A fost dealul de la... Spune tare așa cum a fost. Așa cum a fost. Spune cum a fost. Eu vă spun, tu nu-i spune și spune. Eu știu când a venit și a zis Petric, hai și ne-am lămurit. Și mi-a spus, eu nu mă bag în tărâța voastră. Nu. Așa mi-a spus prima dată. Pe urmă mi-a spus că noi ne-am înțeles. Eu m-am înțeles și eu decedat. Așa au decedat, în 18 încât au decedat, aici s-au băgat în grădină și au făcut și au vrut ei, mașinile s-au întors pe la mine pe o gradă și pe urmă îmi spune că m-am arat degeaba la teritoriu. Cum degeaba ne l-a arat dacă ați făcut treabă pe la mine pe grădină? Tare, toți cei de la cadastru, ei sunt punctele de reper la toate terenurile, la toate terenurile. Și așa ei de la Tietrosul, de la cadastru, sunt implicați că domnul... Nu, dar de ce ei de la drogă, tu? Dar păi și de la drogă, de unde nu sunt de la Tietrosul? Stâna este o... Nu, dar și trimite de la stâna, bani, dar și trimite de la stâna. Că tu dacă se implicați, nu... Nu, de la stâna, mai sunt lucrători care vine, așa nu se uite și la primarie și la mine când ți arată. Nimeni a dat fac, fac să arraie din și oameni buni. Dar și să ne arăți dacă și eu... Noi îndrejim, dar pământul domnul Petru rămâne, nu fuge! Și acolo sunt puncte de reper, la bunia lui nu de conținut. Corect este. Asta eu vă spun, domnul Valentin, dar eu știu lucrători de la oficiile sale de stat, pentru că prin pace mă bățe, te-ați în bubățe. Nu, eu nu am văzut de lumea care mai vrea să vorbească în pământ, trebuie să duc de viață. Gata, noi îi scăpăm. Ne ducem, dar... Ultima rugăminte a mea. Ne iscăliți sau nu, domn primar? Eu lasă de aia judecată și... Nu mă așa. El nu semnează actul, vedeți? El nu semnează actul. El nu semnează actul. Așa era, dar nu mă el să semnează. Nu te lasă să elevi, știi? Eu sunt ultima instanță. Semnează tot, semnează și eu. Semnează tot. Semnează tot. Consilierii în primărie. Adunare consilierii în primărie. Nu consilierii semnează. Și consilierii nu semnează. Consilierii nu semnează toți. El nu semnează și cu mine. Nu știți cum e bani. Consilierii nu semnează mie. Toți consilierii care vor. Consilierii au stat la altă, el nu s-a casă și nu scotă și s-o hotărât să întrebarea cu mine. Tani, da, aici, Cadinu, sunt întorlegat pe acolo. Da, da. Doamne, mai că domnul. Rămâneți cu bine. Este oficiul care, după câte am înțeles eu... Doamne primar, stați-o de cuțică! A să mai venim! Dar nu știe cine! Da! Da, da! Mai poftim de la noi. V-am prins și eu, dar eu vroiam de Veronica de soară să mă aduc la tine. Abiți și așa vedeți și ieși la noi. Vedem dacă sunteți... Unii om așa la lui, care le-o dă fără ea, nu nu așa numai instanță de judecată. Dar păi este la droghea lângă arhitectură... Eu cunosc așa că e 250 de lei, e titlul ăsta. Da. Nu știu, poate schimbări, poate s-o ieftinit. Știu că eu, casa mea, când am scris de pe tata, am dat 8.000. Și mi-a spus de la cadastru, ce te-ai sălit, Valentin? Da. Zic, pe mine nu era scris nic, numai contorul și telefonul. De ce m-am sălit și peste două luni a ieșit o lege nouă și am plătit numai 250 de lei și ne-am întors acele 8.000. Tot prin instanță. Mai scurt, am fost și este secție de, cum se zice, de teritorii ilegale construite. După cât am înțeles, eu nu fac nici acolo nică. Dar la judecată... Toți vor bani și bani. Da, toți vor bani și toți să de știa e legat unul cu altul, că cu mătre, unul e cu mătre, unul e... Da. Cu câte lume noi am venit azi. Da, Tania, dar eu am cumpărat, de la repet, de la repet am cumpărat și eu i-arăt, ce am cumpărat și ieți într-adevăr, s-o băgat. Da. Cum și-a cu pătine, dar nu văd, unii om și-a care cu... Vreau că i-am dat nu m-a sunat acum că s-a ocupat. Domn Dumitru, dacă mă ascultați acum, noi suntem la șuri. Mă tale ați promis că o să veniți tot. Eu spun că
Tani, du-te, vin la primărie să-ți dai, știți, mama ta și-a avut casă, masă, soci, tăt. Primărie, să arăt câte am. Și du-te la bătăie, vezi, că mașină și-a avut, tractor, tăt, 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 ei trebuie să-ți dai, tăt, tăt. Da, în primărie spune câte socile, câte socile. Și-a avut mama ta. Da, da. Și-a crezut că de câte ori am fost la dâns și nu m-a ascultat niciodată. Dar n-au dreptul să nu de... Poftie, băie, dar nu vreau, nu vreau eu de câte ori. Eu cer, i-am scris iar. Eu am înțeles în tăt situația asta că doamna asta, cum îi zice? Nelea. E trebuie eliberată să vedeți cum te țără. Specialiști sunt tineri care asta și nu țineți babanele este la, la conducere. Ești comandă-te aici. Ești, vreau, ești. Eu nu vreau să mă repet încă, da? E trimit la droche. Până ajung la droche, e gata, e grăit acolo. Da, da. E ca femeie care... Sara, că trei copii și ies o dus de acasă și lucrează cu potare și socii la soacra ei nu sunt. O dispărut de la femeie, uitează la femeia asta. Cum o dispărut? Spuneți-mi, doamnă. Păi evaporat, cum ar ilea. Dar eu nu vreau grăiesc. Nu grăiesc. Grăie, grăie, spune. Unde sunt socii lui Chianuța? Dar de ce vă temeți? Primarul să... Inga mea să rezbirească, doamnă. Când a să rezbirească? Amu să rezbirește lumea chichileană? Nu știu. De cine vă temeți dumneavoastră? Din Nelie sau de primar? De tăi. Dar de ce nu spune? Noi am venit așa de departe ca să vă ascultăm și... Am murit patra mie, eu rămas lui Inga Saraiu. Știm, suntem din sat, știm. Da. Eu am avut acolo 40 de soci și noi am făcut grădină. Și alături era așa soacri mele și mi le-au dat nou. Dar că nu... Cum? Lutoalei le-au dat, că-i băiepui și am făcut grădină. Când a murit soacra mie... Inga, am îngropat-o. Are ce să cade moștenitor legal? I-o dat țarai, i-o dat tet, pământul. Tet. Amuia e, a murit înainte, tole era bolnav, a venit în ele și a măsurat nu știu acolo. Și i-o lăsat 45 soci numai. Poftim, 16 soci la 3 copii menționate. Da. Ca la Matale. Da, da, da. 45 de metri la Matale, 45 la asta, și ei le-o țin la primărie. Scrim la demers mai decât. La șur nu comandă primar, dar nu ele comandă. Și spune e aceea. Da. Dacă eu m-a dus măsărător la droghe și el uteam de bar și îi lămurești să nu-mi dea nicio hârtie, să nu-mi facă niciun document. Și eu la aceea și-am rămas. Dar deși nu mi-a făcut că eu fost la fața lui, o trebuie să-mi fac un act. Să-mi fac un act, într-adevăr, că s-o măsurat. Eu am atâta pământ când am cumpărat, în timpul de față și atâta. Și nu s-au hotărât, nu s-au făcut niciun hat. Da. Și ea e ca cum mă chem. Mergem puțin prin piață? Poftim? Prin piață? Gata, lumea care v-a solicitat-o. Haide, vă rog, până la mine. Azi vă rog până la mine. Da. Aici, aia. Da, după primărie. Eu s-o dimineat. Da. Nu trebuie să-ți vădă ei. Că la deși când vine primărie, solici ceva, parcă se uită Lenin la burjoazie. Așa sunt la tine. Uitați-vă cu ce am venit noi. Cu câți persoane aici ca să ne lămurim. S-au dat ajutoare 5.000 de lei. În sfârșit, noi am înțeles cine aici voice programă. Doamna Nelea. Eu ce părere aveți? Valerie, primarul văd că e dirijat aici. Da, dar când vine la bătăie documente și omul depune în primărie, trebuie să spui pe primarul ștampul. Da, dar el nu pune nimic. Trebuie să spui ștampul și scălitura. Asta e un fel de pățărnicie că trebuie să-i scălească. La unul, gata, s-a făcut, a rezolvat problema. La unul. Gata, la unul s-a rezolvat, gata, problema. La cine, la dumneavoastră? Ce s-a întâmplat și s-a hotărât acum? Păi ce sunt? Poate părinții rezolvă la toată lumea să-i părinții de ușa jurii, să urmeze. Cota lor care e pe mine. No, pe ce pun, Nu, nu era titlul, nu era probabil că titlul mama era. Și în de zile că nu putem hotărâ întrebarea. Dar astăzi de ce v-o hotărât? Cum credeți? Problema s-a început a hotărâ atunci când ați fost noastră. De atunci. După vizita noastră a fost sunat. Ei, scurt, eu așa mă gândesc, dar nu știu, poate... Să dăm ca să răscolească. Poți mai și schimbări pentru da. Bine, noi suntem bucuroși că totuși poate și noi am mai influențat, dar
O să vinim, o să vinim o dată în săptămână, numai decât că lumea foarte se plânge și cred că cineva o să demitem de aici. S-a primit o mică accelerație, cred că, din partea noastră, că altfel... Altfel o da la dos, poate. Bine, haideți la doamna. Uitați-vă oameni buni, uitați-vă oameni buni. Doamna, hai până la mine, te rog. Continuăm, ori... Da, da. Ia că stai și... Luci! N-o să fiu tare mult în direct. Până ajungem la doamnă, dar dacă noi departe, chiar o să vedem. Ne-or găsă, Veronica. Bun, nu mai închidem live-ul. Dacă e aproape, doamna, haide să vedem totuși ce. Dar uite, e, are certificat. Dacă ai certificat de moștenitor legal, oameni buni, ei tot trebuie să-ți dă și omul tău ușeală. Și mai ales e plătit. E plătit, amul, îți plătește banii să mă ajut și. Să-i ferească. Dacă nu el nu s-a pus să-i ștampi, înseamnă că acela e document nevalabil. Ia și să ce care e problema. Vă dați seama și merge aici. Cine smușuiați cu expertiza că săraiu să ne... Dacă săraiu e făcut în... Dacă e după 90... Primarul e dus, e dus în eroare de doamna Nelea. Da, 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 s-a ideat. Nelea, ce-ți putere. Ești el nici de câte ori are călcări aici. Da, cu domnul Ceala, cât 400 i-o dat. Da, da. Iată așa, cu timpul o să venim până nu scoatem la cap, dar aici sute de sate așa. Vă pare că merge tot o program. N-ați văzut cum ne spune primarul că casa europeană, de care casa europeană, dacă tu cu pământul nu te poți să rezolva. Te dirijează o doamnă care face viduc știită, dar așa dacă ne-a uitat nu mai cunoaște, dacă face atâtea erori. Nu fac pe ce mi-ești drut, să ies un primar la două sat. Da, e un primar, jos pălărie. Acum e a patru mea. Ce să o luăm departe? Putem și de aproape să luăm. E că mai ne primblăm pe înșuri. A, uitați-vă, ce căsuță drăguță, ce trebuie castele, ca la Borodachi. Așa era timp, prin 90, să făceau căsă mari, 3,90 la mine în casă, 3,90 în înțime. De cine ați vorbit cu doamna și ai căzat și a spus că aici de mult trebuie ușorul ăsta? Dar până nu o să o rugăm, dacă e statea pe gânduri... Asta vei casa de cultură? Da, da, da. Casa și casa de cultură, în toată ce-am făcut. Ce așa ruinată? Au, tăță, prin tine, zice. Ia că așa, dacă s-ar face în toate satele, să vedeți cum scotem la capăt tot, că n-o să fac Maia Sandu, ori Dodon, ori alte, din alte partide, cineva. Oamenii să facă așa o societate. Și să hotărască. Da. Și ne-ați adus la viceu? Da, da, aha. Și ce e aici? Da, și nu se vede. Nu vezi gardul, ia. Unde-i gardul? Ia-o cat. Ai construit pe, da, da. N-am înțeles la început. Da, iată, uitați-vă, de aici se vede tare ghine. Și ce vă spune? N-au bani să cumpere, de mă la șeia că cumpărăm, dați-o un stricator. Trebuiește să-i mai dă un metru pentru streșină. Am fost la arhitectură și că acolo ieri am băgat unde locul și am făcut că de-am ajung încă în coașe. Am mers la șeia că le vând bucata asta, după cum a fost înțelegerea cu... Și cât o să vă deie pe un metru, doi?
Dar nu de asta, nu chestia între și ei. Dar cerieți 100 de mii și atunci o să dărâmi. Și n-au bani și n-au bani. N-au tătă lumea n-are bani. Și o să zic, dacă ieșim la așa concluzii că ne hotărâm să le vindem, ei plătesc și fac documentele mele și documentele lor. Așa, că nu fiu eu cu interesat și nu eu am intrat pe teritoriu. Cereți cât mai mult, fiindcă un încălcat. Nu dau, n-au bani. Nu dau, gata, străcat și gata, duceți într-o zi buldozerul. Și... ei, inele au fost cu dânsul. Eu ce bine arătați, doamna încălcare de teren. Galina azi. Nici n-am știut că așa vă certați vine. Nu, e fixat la om. Ori trebuie să-i plătească. Ca o leacă emoțiile să mai... Ori trebuie să-i plătească. Dar 2 metri, ia uitați, vă deam unul să ară. Eu gata v-am spus și n-avem ce îndelung să asta. Cereți 100 de mii, nu vrea, demolaș mai mult o să-l coste. Nu deu, dar nu... Nu, dați-l în judecat, cereți 100 de mii și 50 vă aprobă. Ia că am venit în pantofi de lac. Iată așa. În multe primării conduc și secretarul sau secretara și nu primarul. Da. Primărie? E prin asta face bani. De atât așa i-am amendată. Cum s-a primit așa chiar și omul cealaltă a venit și a venit și cu documentul. Mai multă lume. Și s-a rezolvat cotele document. Da. Cum așa chiar pe loc? Ce a s-a rezolvat pe loc, omul ăla fotit? Dar e tot ca ce s-a făcut de mușcunitor legal, dar nu-i zahama ta. Eu îți spun unul. Na ziua. Spate să discutăm o secundă. Vreau să vă întreb despre doamna asta de la cadastru, doamna Nelia. O cunoșteți? Dacă e din sat. Aha. Cum vă pare așa? Intră în voi la lume sau le dă după cap? Eu de-o pildă la ușă la primărie n-am fost niciodată. Și nu pot să vă spun nimic. Dar primarul a fost la dumneavoastră, măcar o dată, ori vine când la alegeri. Mă tădeam, nu știu cum e treaba asta. Știu, dar vreau să văd, poate aici e altfel. Nu știu să locuiește. Bun, am înțeles. Da, da. Am uitat-o și garduri la mine, gardul e tot așa numai e făcut șubă, tot asta. Bine. Aha. Bună. Mai scurt, eu tot așa pătimită, ca să duc doamna Veronica, din 2016 mă judec cu primărie. Doi vecini ne-au luat. Cât v-a costat până acum? N-a socotit? Nici n-a socotit, nici nici mii, nu știu câte mii. Și dacă eu sunt pensionară și nu ne-au luat pe judecăți. Pe... V-a cerut v-a dat mită, poate nu înțelegeți și asta mită, bani așa. Înțeleg, nu ne-au cerut, dar v-a dat mită vecinii care i-au dat pământul. Iată așa, ca și la da, cazul tău. Deci aș iscălit de mult. Dacă mai mergem prin sat, să vedeți și găsim noi. Să vedeți și găsim noi încă. Multă lume a fost în piață. Noi ne-au vrut acolo încăpere și aia și noi ne-am... Apecă, noi lucrăm gratis și la noi se prinește, dar cei ce șed în Parlament la șadă, că este unul mai hâtru, alea, că brodați și face gratis. Bun. Dar doamna nu v-a luat așa, nu v-a cerut bani, numai de la vecini. Nu, ești rupt, nici eu nu i-am propus. V-ați temut? Se vede. Mai scurt, dosarul e cam la bălci. De 4 ori, de 5 ori. La curte de apel. Mai scurt, din 2015 mă judic. Prima dată o măr judecată, mi-au furat documentele tăte. Și le-au vârlit la musuror, le-au rupt și a scris la ministrul justiției. Ministrul justiției mi-a dat voie încă o dată să mă adresez în judecată. Și din 2017, că eu mă ajung până în prezent, bălți și bine, drochea. Dacă de la primărie va influența cineva spui ce ai vorbit, ce asta ia, că n-am ați dat jutoare, oriceva, să vă adresați la Veronica și Veronica ne-a sunat nouă. Da, dar bine. Trebuie numărul ei de telefon. Veronica, mergem.
Su, Eliona. Dar n-am soție, că n-am nicio. Dar ce? Ai acolo mașină și am să spun. Iată așa încă interviu mare la Borodachi, nu a fost, da, azi. Eu v-am spus, noi trebuie să mergem prin piață și multă lume. Da. E bun și așa cât i-am grămădit de-am. Da, da, da. Dar ai văzut că eu tot și una, două, la mine. Iată să vă prezint doamna Galina din Pererâta. Vinde dumnei flori, cele mai frumoase flori, să știți că e la doamna Galina. Dacă țineți minte un reportaj împreună am făcut, lagrimă în căuți. Să spun? Să lăs? Ei, totuși, doamna Galina a luat o femeie care, mă scuzați, dar spișă în casă și dădea foc în grima în căuți, într-un sat cel mai bogat. Și atât domnii au luat-o acasă, dar mai departe, fiindcă ea facea foarte râs acolo, nu că râs, dar știți, ca femeile astea bătrâni, da, și e la centru acum. Eu am ales astăzi să vin cu cine care concret, nu așa ca, iedem cu Borodachi și vom filma acolo. Dar nume, iată, Aliona, care consilier ne-a fost când am vrut să devin primar de Briceni. Pe urmă i-am spus că tu i-ai luat de secretar. Și... dar cum așa am prins tamam primarul când îți duce? S-a întors totuși. Eu asta mă mir, cum de primarul nu s-a luat încă mașină? Are de ascuns? Nu faceți minciuni. Chevalică, nu vrei spui nică? Doarți casa, ai primit ceva istor la primărie, ori nu? Gata-i spărie de primar. Gata. Domnul Valentin. Eu e viitoare. E apnosul, vorbim peste drum. Doamne Veronica, nu impuneți. Nu vor, lasă să-i sufere așa pe cadastru și pe... Unde cu telefonul să-i scrim? Chiar am scris. Da, scrim cu rolce de aici, că eu... Iată așa, centrul șurilor. Cel mai bogat primărie în șuri. Da, da. Că și mai proplet din primăria pe Inelea și primarii. A, pe ea, ca vedeți, Matalia ați spus căpșunica deasupra. Este în Galea care e cu Nălogul, cu Strahoga. Are, mă cu lucrează și așa are mamă. El este în 35 ani. Sunt lumi, babi, bătrâni care nu are și le cata, n-au copii, n-are da, nimic. Da. Și ele se apucă de dat. Da, și nu le duci nimeni, dar din Tiberica lugale m-am, îi duci mâncare, că e singuratică. Adică e babă, bătrână, și nu-ți mâncare. Ducă bani în altă parte, tot la dânsă le da, să vină. Da, se duc, da, dacă e în primărie, trebuie să o hrănească. Bine, mă sună o persoană care... Eu singur l-am invitat, domnul Dumitru, și nu pot ca să nu-i răspund deja. Deci și aici întrerupem totuși. O să revenim. Iată așa am fost. Am fost eu, Valentin Borodachi, din Șuri, Drochia, alături de colegii mei.